Stimați colegi, bine v-am găsit. O să facem declarații de presă, urmarea celei de-a doua vizite în teritoriul a premierului Dorin Recean. Domnule prim-ministru, la început, dacă ați putea să ne relatați despre obiectivele acestei vizite, cu cine v-ați întâlnit, după care o să discutăm cu colegii jurnaliști, o să avem timp pentru câteva întrebări. Domnule prim-ministru, vă rog. Mulțumesc. Deci este a doua vizită în teritoriu, care face parte din programul care va fi în fiecare săptămână de a vizita și a vedea cum funcționează serviciile publice, dar și de a colecta întrebările și a cetățenilor, a administrației publice locale, a administrației publice de nivelul 2. Astăzi m-am bucurat și sincer vă spun, m-am bucurat de spiritul întreprinzător din raionul Briceni. Da, am discutat foarte, foarte multe probleme, dar m-am bucurat că oamenii, indiferent de probleme, vor să miște înainte. Și când pun probleme, pun probleme realiste, probleme care să le creeze oportunități de afaceri. Iată, bun, întâi ne-am întâlnit cu primarii. Cu primarii acolo am discutat problemele care apar pe diferite paliere de servicii publici, de exemplu, cum să interacționeze mai bine cu trezoreria, cum să interacționeze mai bine cu serviciile desconcentrate și serviciile care sunt la nivel de apeler numărul 2. De exemplu, s-a ridicat problema autorizațiilor de defrișare sau problema de interacțiune cu, cum am spus, cu trezoreria. Dar am discutat, am găsit și soluții în acest sens. Tare, tare m-am bucurat să văd pomicultorii asociați în cooperative, dar am discutat că ar fi bine să avem o astfel de cooperativă la nivel național, pentru că asta ar ajuta foarte mult mediul de afaceri să se promoveze în exterior. Acum Republica Moldova își reorientează, cum să zic eu, fluxurile comerciale, în mod special în Uniunea Europeană, dar și în Orient, și respectiv este nevoie de o asociere. Este nevoie ca toată lumea să funcționeze împreună, tot așa ca și în alte industrii. De exemplu, pe exemplu industrie vinurilor, unde lumea se asociază, se creează un brand comun de țară pentru fructe, în cazul ăsta concret, și am văzut un agent economic foarte bine dezvoltat. Iarăși, am discutat despre probleme, am discutat despre constrângeri. Ca întotdeauna se invocă necesitatea de finanțare mai ieftină pe termen lung, finanțare care să fie asigurată. Dar în același timp am observat că acest spirit întreprinzător și pornire de a rezolva, de a depăși toate problemele și de a avansa înainte. Și asta bucură. Și efortul este comun, pe de o parte a administrației publice, pe de altă parte a guvernului, pe de altă parte a mediului de afaceri, trebuie să ne ducă înainte. Trebuie să muncim. Am făcut o ședință cu serviciile desconcentrate. Acolo am luat pe rând tot așa problemele care sunt cele mai pertinente, și sarcina pentru aceste servicii este că atunci când văd, ele în esență execută niște procese, execută niște proceduri care sunt prestabilite prin legi, prin hotărâri de guvern și așa mai departe. Și am încurajat colegii din administrația publică centrală desconcentrată în teritoriu, ei să relateze singuri problemele. Ei să spună singuri unde procesele astea nu funcționează cum trebuie. Într-un fel să anticipăm problemele pe care le invocă cetățeanul sau, să zicem, primarul. M-am bucurat foarte mult să vin aici la Larga. Am văzut un sat de gospodari, un sat care, iarăși, se vede spiritul ăsta întreprinzător, dar deja în administrația publică locală, unde aplici pentru un proiect. Nu s-au primit la finanțarea asta. Primește la finanțarea următoare. Și asta vedem. De asta. Vedem că aici primăria împreună cu cetățenii au reușit să aducă mai multe proiecte, au planuri și de alte proiecte. Iată, am discutat și inițiativa lor de a restabili parcul și conacul. Deci se vede că lumea se mișcă, se vede că lumea, necătând la dificultățile care există, necătând la situația care există, vrea să se miște înainte. Și
lucrul ăsta evident va fi încurajat și de aici încolo de către guvern. Guvernul trebuie să-și facă tema pe acasă, să îmbunătățească procedurile, să scoată, cum să zic eu, problemele burocratice și impedimentele burocratice ca să poată să facă viața mai ușoară celor care vor să muncească. Un alt element care a fost discutat și, cum zicem noi, acolo la raion, dar și iată cu cetățenii aici, a fost, trebuie să echilibrăm acest sistem de asistență socială în așa fel încât să existe echitate, să existe corectitudine. Lumea să simtă că da, se plătesc această asistență socială, dar ea nu parazitează. Pentru că înțeleg că există plângeri, că unii parazitează pe această asistență socială și am pus această sarcină în Ministerul Muncii și Protecției Sociale să revedem sistemul în așa fel încât, unu, asistența socială să ducă acolo unde neapărat trebuie și, doi, cei care trebuie să muncească și pot să muncească atunci chiar să muncească, să nu, cum să zic eu, din banii puțini care îi avem să-i și mai împrăștiem, vorba aceea. Sunt deschis pentru... Vă mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru. Avem mai multe întrebări. Colegii de la Nord News, vă rog. Domnule prim-ministru, ați ajuns în raionul unde, din păcate, rachetele cad mai des pe meteoriții. Care este finalitatea anchetelor care au fost deschise în acest sens și cui aparțin aceste rachete până la urmă? Ceea ce este important să înțelegem cu toată lumea, că acestea sunt rachetele care cad aici din cauza războiului și agresiunii Rusiei în Ucraina. Și noi trebuie să mulțumim Ucrainei și ucrainenilor pentru că sunt atât de curajoși și își apără patria și indirect ne apără și pe noi, dar apără întreaga Europa. Și foarte important, ei apără un sistem democratic, un sistem de valori pe care l-am ales și noi pentru țara noastră. Noi trebuie și noi să ne consolidăm capacitățile noastre de apărare, capacitățile noastre de apărare antiaeriană și respectiv muncim în acest sens. Ceea ce a fost astăzi, deja ați văzut, Ministerul Apărării a comunicat faptul că nu au existat survoluri. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne pregătim de astfel de riscuri. Și după cum am spus, guvernul deja a procedat prin creșterea bugetului pentru apărarea antiaeriană și asta ne va da posibilitate să convingem și partenerii din exterior să ne ajute să ne consolidăm și capacitatea de apărare, dar și capacitatea de asigurare a ordinii publice. Astăzi, Republica Moldova face față, cum să zic eu, acestor provocări. Și noi vom continua, adică guvernul și instituțiile vor continua să asigure pacea și liniștea din Republica Moldova. Noi toți trebuie să ne concentrăm, să muncim fiecare la locul lui de muncă. Mulțumim. Colegii de la Televiziunea Nordului, vă rog. Bună ziua, domnul prim-ministru. Spuneți, vă rog, ce acțiuni va întreprinde guvernul după ce deputații au audiat raportul privind auditul public în domeniul gazelor naturale și au fost depistate încălcări destul de grave? Cei care au comis aceste încălcări, trebuie să răspundă. Mai departe, trebuie să statul să se clarifice cu raporturile financiare în raport cu compania respectivă, dar cel mai important este să ne construim relații foarte clare și să liberalizăm piața în așa fel, încât să existe competiție inclusiv în acest domeniu a distribuției gazelor naturale. Mai avem o serie de întrebări. Colegii de la Nord News, vă rog. Când vom vedea reforma teritorială administrativă, pentru că pe pași mici, dar sigur, ne apropiem de alegeri locale? Uitați-vă, noi în primul rând trebuie să optimizăm serviciul la nivel public. Asta este cel mai important, să ducem serviciul cât mai aproape de cetățean, serviciul să fie calitativ, și cetățeanul nu trebuie să alerge kilometri, zeci de kilometri sau sute de kilometri ca să-și satisfacă necesitățile în raport cu statul. Asta e primul. Al doilea, o reformă administrativă este un efort consistent. Acest lucru trebuie să se întâmple și trebuie să fie informat din timp.
Guvernul și Parlamentul astăzi lucrează la această decizie. Nu există o decizie finală și respectiv nu cred că trebuie să inducem, cum să zic eu, anumite elemente care încă nu sunt finalizate. Mulțumim și ultima întrebare pentru astăzi, vă rog. Spuneți, vă rog, în Transnistria, deci a fost un caz, așa să spun eu, asupra asasinării conducerii. Cum comentați dumneavoastră aceasta și cum credeți că de periculos poate fi? Deja biroul de reintegrare a comunicat la acest subiect și noi nu avem confirmarea acestor lucruri. Ceea ce este important să spun este că Republica Moldova este într-o situație stabilă, într-o situație de pace, într-o situație de stabilitate în regiune și noi, Biroul de Reintegrare, reușește să alinieze stânga Nistrului la obiectivul nostru de pace și de stabilitate și nu există pericole de escaladare, nu există pericole de careva probleme din acea zonă. Repet, guvernul are grijă să asigurăm stabilitatea, să asigurăm pacea, să facă față provocărilor care încă mai sunt. Eu încurajez toată lumea să lucreze la locul de muncă, să se concentreze pe ce are de făcut, în așa fel încât să muncim, să producem, să plătim impozite, să ne dezvoltăm. Iar instituțiile publice deja au demonstrat că au capacitatea să intervină și să prevină orice tentativă de destabilizare, indiferent în care parte a Republicii Moldova. Vă mulțumim foarte mult, stimați colegi. În continuare, toate informațiile despre vizita în teritoriu vor fi comunicate pe pagina guvernului gov.md.